Polițiștii s-au deplasat imediat în localitatea Teasc, în magazinul indicat de femeia care a anunțat incidentul la 112. Însă cei care au provocat scandalul nu mai erau acolo. În urma cercetărilor s-a stabilit că între reprezentanții magazinului și persoanele în cauză a izbucnit un conflict verbal. Un bărbat de 32 de ani, Rojiște, ar fi adresat injurii și amenințări cu acte de violență reprezentantului magazinului. Bărbatul de 32 de ani a fost sancționat conform legii 61 pe 1991 pentru provocare de scandal în locuri sau localuri publice cu amendă în valoare de 1000 de lei și conform legii 55 din 2020 pentru nerespectarea măsurilor individuale de protecție cu amendă de 1000 de lei. Totodată, polițiștii au aplicat 7 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor individuale de protecție în valoare totală de 7000 de lei. Polițiștii continuă cercetările în acest caz.